cari prieteni și bine v-am găsit alături de Busuioc TV, în special alături de emisiunea copiilor. Eu sunt Olivia Carmen Prado și vă voi prezenta fiecare ediție a emisiunii. Sper ca toate edițiile să vă fie pe plac. Iar acum ne teleportăm în Clubul Magic Party, să vedem ce ne-au pregătit pentru astăzi prietenii noștri animatori. Atenție la ecrane! Copii și părinți! Da, da, bună tuturor celor care au venit să urmărească rubrica Genial și Simplu! Noi am venit din camera lui Dim Dimic la Magic Lab ca să vă arătăm cum noi ne distrăm în timpul liber. Am venit aici fiind chemați de compania Magic Party pentru că am înțeles că au un invitat special care a câștigat a doua oară o invitație gratuită la filmările Genial și Simplu. A fost unicul care a ghicit mesajul secret de pe pagina de Facebook a companiei. Să întâmpinem pe Bună, scumpul nostru câștigător! Ți-a fost dor de filmările cu personajele tale preferate? Da, eu ce discutam cu asta în Pop Magic Club. Ai devenit mai popular după filmările la Magic Club? Da. Perfect! Am pregătit astăzi un joc nemaipomenit de genial, dar simplu. Îl poate face oricine acasă. Absolut oricine! Vom face un acvariu identic cu cel al lui Dim Dimagi în camera lui. Alexei, Simca, de ce vom avea nevoie? Vom avea nevoie de o sticlă cu apă, scoci, forfece, agrafe, paie pentru suc și decorațiuni. Pentru început, din paiele noastre vom crea monstruleții marini. Uitați așa! Unim agrafele cât de trei și formăm coada. Din corpul nostru și coadă, creăm un monstruleț adevărat. Ne alegem ceva din decorațiuni și formăm monstrul nostru propriu! Am creat monstruleții noștri perfecti și acum trebuie să le dăm drumul să înoate în apă, așa că Alexei, te rog să-mi deschizi sticla. Așa, foarte, foarte, foarte bine. Tădâși! Și punem în apă! Așa, hai primul. Bun? Așa, ia să văd al meu. Și închidem sticla. Ia să le. Luăm sticla cu apă, da? Acvariul nostru. Și apăsăm cu presiune ca să înceapă a nota monstruleții. Mai, 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 primiți! Wow! Și înoată! Fetița e mai rapidă! Hai, Alex, încearcă și tu! Wow! Ei bine, dragilor, e foarte simplu jocul! Puteți să încercați și acasă și să deveniți și voi câștigători ca și Alexei! Tot ce trebuie să faceți este să creați acest acvariu împreună cu familia, după care să trimiteți un videoclip pe pagina noastră de Facebook Magic Party și poți câștiga și tu o invitație gratuită la filmări. E simplu! Totodată nu uitați să vă abonați la canalul nostru ca să fiți la curent cu toate noutățile. Și dacă v-a plăcut videoul acesta, puneți like-uri! Acum, copii, nu ne luăm rămas bun pentru că ne vedem în fiecare duminică la 10 dimineața împreună să privim rubrica Genial și Simplu. Până atunci, aveți grijă de voi și de cei din jurul vostru. Pe curând! Pa, pa! Emisiunea noastră copiilor. După ce am admirat frumoasele idei a animatorilor, vă invit să urmăriți rubrica Reviste Odoraș. Această rubrică ne învață mereu bunele maniere. Thank you.
ființele. Aceste ființe micuțe, mulcuțe și foarte drăgălașe. Mie, eu sunt amatoare de companie a pisicuțelor. Apropo, era să uit, să o prezint pe surioara mea, Sofia. Este o fetiță jucăușă, afectoasă, curioasă și cu foarte multe personalitate. Și da, sunt de acord și ție îți plac pisicuțele, dar doar să te joci cu ele. Dar iată când să ai grijă... Așa impresia are fratele meu Mircea despre mine. De fapt, Mircea, eu din mare stimă pe care ți-o port, te las să ai grijă de motanul nostru de acasă, inclusiv să-i dai mâncare și să dormi cu el. Doar eu nu vreau să fii gelos pe mine. Of, Sofiuța, mulțumesc pentru marea grijă pe care mi-o port. Noi acasă avem un motan căruia îi zicem Piersic. Da, pentru că este roșcat și pufos ca o piersică. Nu este un animăluț de rasă, dar este foarte drăgălaș. El a fost salvat și adus în dar de către bunicuța Nadia pentru noi, nepoții ei. Are mai mult de 2 ani și nu-mi pot închipui casa fără el. Acest dăduleț este mare amator de pește. Îi simte mirosul de la o poștă. Vine la bucătărie, se gâdără ca o vulpiță, numai să-i cadă și lui o bucățică. Piersica nostru, după cum am văzut deja, ca și toate pisicile de aici, este foarte educat și manierat. Am muncit un pic cu el și sunt atent în fiecare zi, ca nu cumva să mă șmecherească el pe mine. Mircea, hai să le spunem și copiilor cum l-ai făcut așa manierat pe Piersic. Eu știu că al nostru este educat și prinde repede, dar totuși... Deci, prieteni, dacă vreți ca pisica ta să prindă bunele maniere, ține minte! Pisica este un animal extrem de inteligent, care poate fi educat indiferent de vârsta pe care o are. Sau dacă chiar cineva îți dăruiește un motănaș bine crescut, să nu crezi că nu mai ai nimic de făcut cu el. El poate prinde foarte rapid obiceiuri proaste, care vor fi greu de corectat, mai ales dacă îi le accepți pentru o clipă. Așa bună oare, cum am permis odată lui Piersic să doarmă cu tine și gata, nu-și mai schimbă obiceiul. Iată și un exemplu potrivit. Așadar, ce le place pisicilor? Pisicilor le place să fie lăudate și recompensate atunci când fac o faptă bună, nu cu bombonele dulci, evident. Așadar, pisica va asocia gustarea pe care a primit-o de la voi cu ceea ce trebuie să facă. Dar ce nu le place pisicilor? Pisicilor nu le place să li se facă observație. Oricum, trebuie să fim cu ochii în patru. În caz de se urcă pe masă sau fac altă peripeție, să le dojenim. După ce îi facem observație, nu îi oferim niciun fel de gustoșenie. Absolut! O motivăm prin mâncare doar atunci când face fapte bune. Evident, pisica nu poate fi dresată ca pe un cățeluș, să dea lăbuța, să se culce, dar o puteți dresa să nu zgârie mobila. Cum? Oferiți un ghemuleț de ațe sau de blăniță și atunci când vedeți că îl folosește, felicitați-o și dați-i ceva bunișor de mâncat. Piersic, bună oară, este foarte deștept și inteligent și a înțeles destul de repede regulile pe care i le-a făcut Mircea. Tot așa, l-am deprins și pe Piersic cu litiera. Pisicile caută să-și facă nevoile într-un loc curat, liniștit și departe de locul unde se odihnesc. Din prima zi am observat locuri care a plăcut mai tare și am pus litera acolo. A doua zi i-am pus eu litera în alt loc unde noi am crezut că este mai bine și el a găsit-o. Iată așa, datorită lui Mircea ne-am făcut noi cu un mătănoi deștept, educat și manierat în casă. Sper să vă fie de folos sfaturile noastre. Sunt sigur că mulți dintre voi își roagă părinții să le aducă un motănel acasă. Arătați-le aceste sfaturi, spuneți-le că știți cum să aveți grijă de un motănel și problema va fi rezolvată. Da, până una alta, veniți la cafeneaua pentru pisici. Aici sunt pisici și motănași de toate culorile și vă puteți juca cu oricare dintre ei. Pa, pa, copii!
Dragi prieteni, sper că v-a plăcut rubrica Reviste Udoraș. Iar acum trecem la următoarea rubrică, care se numește Cei mai cei. Această rubrică este destinată celor mai talentați copii. Și de această dată am un oaspete deosebit. Rămâneți alături de noi să descoperiți invitata mea. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, you and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. Oh, right away. At first sight I felt the energy of sun rays. I saw the life inside your shine. Like a diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond, yeah. So shine bright tonight, you and I. We're beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. We're beautiful like diamonds. Dragi telespectatori, vă salut încă o dată și vă prezint invitata mea de astăzi, o fetiță frumoasă și talentată, Patricia Cecan, care ne-a încântat cu frumoasa melodie, care sper că v-a plăcut. Te salutăm cu mare drag! Patricia, bine ai venit la noi! Mulțumesc! Îți mulțumesc că ai acceptat invitația! Cu mare drag! Te rog să te prezinți în câteva cuvinte. Mă numesc Patricia, am 9 ani, trăiesc în Anglia și sunt în clasa 5-a. Cine a venit azi cu tine? Mama mea, verișorul meu și mătușa mea. Cine te încurajează mai mult? Mama sau tată? Amândoi, dar depinde de situație. Câteodată mama este cu mine, dar câteodată tata este cu mine. Tu locuiești în Marea Britanie, dar activitatea muzicală o dezvolți în Moldova.
Cum e să locuiești practic în două țări și să comunici în două limbi? E foarte interesant că în Anglia acolo este mai verde, mai multe verdeață, dar aici sunt mai multe distracții, deci îmi place amândouă țări. Cine este profesoara ta de canto? Doamna Angela Roșcovan. Te înțelegi bine cu ea? Da, mă înțeleg foarte bine cu ea, e tare amuzantă, tare așa doar fericită și mi-mi place să cânt cu ea. Cum te încurajează profesoara? Mă încurajează, dacă fac ceva care nu trebuie când cânt, mă încurajează să fac mai bine și mai bine. Deci câteodată mă obosesc, dar e bine rezultatul. Patricia, te rog să ne povestești câte ceva despre activitatea ta artistică și aparițiile tale scenice. Am fost la alte televiziuni și am participat în primul meu concurs anul vara 2020 și am câștigat locul 3. Bravo! Mulțumesc! Și încă locul 2 am câștigat la unul online. Acolo, în Marea Britanie, mai ai și alte activități extrașcolare? Da, păi cu pandemia asta notul cam s-o sâns, dar fac piano, fac canto și mai fac drama, asta este teatru. Deja știi ce specialitate îți vei alege când vei fi mare? Acum doar am 9 ani și încă nu știu, dar sper că să fiu o cântăreață. Mă bucur că cântecul nu este un hobby pentru tine. Cum reușești cu temele pentru acasă? Eu acum fac online și reușesc bine, fac repede. La școală tot e foarte bine pentru că poți vezi prietenii, dar online e mai comod, că poți face orice cât faci lecțiile. Și noi am avut parte și de lecții online și prezența la școală. Știu că ne-ai mai pregătit o melodie pentru cei care ne privesc acum. Cum se numește? Simply the best. Și cum se traduce această denumire în română? Această melodie în română se traduce Tu ești cel mai bun. Asta este o piesă cunoscută de Tina Turner și eu doresc tuturor să fie foarte fericiți când mă ascultă să cânt asta. Dragi telespectatori, spre atenția dumneavoastră, Patricia Cecan cu cântecul Simply the Best, care ne va ajuta să ne teleportăm cu siguranță într-o lume de vis. Give me a lifetime of promises and a world of dreams.
copilărie. Sper că au apreciat-o și telespectatorii noștri. Sunt sigură că părinții tăi sunt mândri de tine. Mulțumesc! Colegii tăi de la școală știu că ești interpretă? Unii știu, dar unii nu. Dar majoritatea știu. Interesant! Ce zic ei despre această activitate a ta? Prietenele mele foarte tare m-au încurajat să uită la videourile mele pe YouTube și da, spun că tare le plac. Dar profesorii știu? Cred că unii știu, dar unii nu. La școală, la sfârșitul de săptămână, avem așa o rubrică cum se cheamă Show and Tell, arată și spune, și eu am ocazia ca să arăt videourile mele și de câteva ori am făcut asta. Cu siguranță toți te-au apreciat. Eu sper că da. În perioada aceasta grea de pandemie, ai reușit să frecventezi unele activități? Ai înregistrat piese noi? Păi nu am reușit să înregistrez piese noi pentru că era închis tot și eu când înregistrez piese, eu vin în Moldova și eu trăiesc în Marea Britanie și atunci toate avioanele nu lucreau și nu, n-am înregistrat nicio piesă. Ai avut ce activități online? Am avut școala online, dar atunci toate activitățile erau închise și nu, dar făceam sport acasă, făceam gimnastică și asta erau activitățile mele. E foarte frumos și mă bucur că nu te-ai plictisit. Da, că în așa timpul plictisitor trebuie să te ocupi cu ceva. Pregătești piese noi acum? Mai am piese noi, lucrez la ele și la vară planific ca să fac un videoclip. Îl așteptăm cu nerăbdare în playlist-ul Busuioc TV-ului. Mulțumesc! Ce le dorești copiilor care ne privesc acum? Să fiți fericiți și să nu vă opriți. Ai putea să le spui colegilor tăi din Marea Britanie o urare în limba engleză pentru că ei pot privi această emisiune online. Hi guys, I'm here in Moldova and I hope you enjoy my new songs that I did for you. I hope that you are happy and I hope that you feel good. Tu ce îți dorești în acest an? Sper ca să fac mai multe cântice și să fac încă vreo două videoclipuri. Îți doresc să-ți reușească. Mulțumesc! Eu îți doresc sănătate și succese mari în continuare, iar pentru realizările tale, mult curaj! Mulțumesc de asemenea! Te așteptăm cu aparițiile tale frumoase la fiecare spectacol pentru copii organizat de Busuioc TV! Mulțumesc! Iar eu vă invit cu drag să-mi urmăriți activitatea pe canalul meu de YouTube, Patricia Cecan. Tuturor copiilor le dorim sănătate, succese mari și fericire! Aceasta a fost talentata noastră invitată, pe care am admirat-o cu drag. Timpul acordat emisiunii a luat sfârșit. Eu mi-au rămas bun de la voi, dorindu-vă multă sănătate și fericire. Rămâneți alături de Busuioc TV în compania muzicii bune. Nu uitați să ne urmăriți în fiecare duminică. La revedere!